Rata șomajului rămâne constantă, a scăzut ușor în luna august față de începutul anului, ajungând la 4,4% și natalitatea urmează un trend descendent. Dacă anul trecut în luna august, în evidențe figurau 407 nou născuți, în aceeași lună din 2013, numărul lor a scăzut la 395. Aceste date sunt cuprinse într-o analiză a indicatorilor economico-sociali realizată de Direcția de Statistică. Același studiu mai arată că în vara lui 2013 au existat mai multe divorțuri față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe neînțelegeri în cuplu au fost în luna octombrie 2012. Atunci, 100 de cupluri au decis să se separe. Datele statistice indică o revigorare în domeniul construcțiilor. Dacă în luna august 2012 s-au eliberat doar 55 de autorizații de construire, numărul acestora s-a dublat în aceeași perioadă a acestui an. Din punct de vedere turistic, cifrele arată că numărul celor care au înoptat în județul Sibiu a scăzut cu 3.000 de persoane în luna august 2013 față de aceeași perioadă a anului trecut.